împreună cu voi să ne bucurăm, ca Dumnezeu să lase bucurie, pace și dragoste, mărit să fie Domnul. Amin. Pentru că spune cuvântul Domnului, toate vor trece, darurile toate se vor termina, dar cu ce vom rămâne? Cu dragostea, mărit să fie Domnul. Amin. Domnul ne-a pus pe inimă un cuvânt, un salm, în care, potrivit cu cina, un salm în care spune salmistul, căci este bine să venim înainte Domnului așa cum suntem. Și vreau să spun că păcătoși, nu? Că Sfânt este Domnul. Amin. Și trebuie să ne mărturisim păcătoși. Hai să ne ridicăm pe picioare, voi da citire la acest salm. N-am venit pregătit pentru a da un îndemn, dar fratele Matei m-a pus, ochelarii mi-a lăsat acasă, dar dacă voi greși, mă îngăduiți. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține înseamnă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenia. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți binecaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu ziceam Domnului, te voi învăța și te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr, fără pricepere, pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală cu care legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Slăviți să fie Domnul, căci El este bun și iertător. A trimis, spune cuvântul Domnului, Tatăl pe singurul Său Fiu. Ca să îți salveze sufletul de la pierzare. Să nu ajungem în groapa în care nu mai este scăpare. Dar El a venit, spune cuvântul Domnului. S-a adus ca jertfă pe dealul Golgotei. Și a stat între cer și pământ, a târnat în suferință și în durere. Ca tu și eu, astăzi, să venim înaintea Lui cu recunoștință. Și nu doar cu un obicei care de multe ori
ne-l formăm în viața noastră, că trebuie să ajungem la biserică și vrem să venim înaintea Domnului cu stările noastre, care sunt de atâtea ori greșite înaintea lui Dumnezeu. Iată, nu orice om arată cuvântul Domnului, ci psalmistul David spune, greșind, bineînțeles, în felul lui, își dă seama căci nu este altă scăpare, nu este altă eliberare, pentru că omul păcătos, spune cuvântul Domnului, nu poate fi vindecat decât cu iertarea lui Dumnezeu. Și mulți, chiar dacă sunt sănătoși în trup, sunt bolnavi în duh. Pentru că păcatul acesta aduce o boală, o boală teribilă și iată omului Dumnezeu spune câtă vreme am tăcut. Astăzi oare câți tac și nu-și mărturisesc păcatul pentru că chiar dacă nu s-a ajuns la păcate vizibile, poate fi păcatul de mândrie, în care nu te lasă și nu mă lasă să vin înaintea lui Dumnezeu. Câți dintre noi, și știm bine lucrul acesta, am fost cuprinși de păcatul mândriei, am venit oare înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor Lui să ne mărturisim păcatul și să spunem, frate, sunt așa de mândru, Domnul să mă scape de păcatul acesta. Fiecare dintre voi să-și pună gândul acesta, pentru că eu vreau să vă spun un lucru. Cu mândria nimeni nu propășește. Îmi aduc aminte, am greșit și eu, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. M-am rugat și am zis, Doamne, iartă-mă. Nimic. Inima mea nu era eliberată. Doamne, iartă-mă. Și îmi spune Domnul, trebuie să mergi la mărturisire. Voi merge. Nu ți-e tot una, că diavolul pune și duhul acesta de rușine. Cum să spun eu așa ceva? Nu mi-era tot una. Și apoi am pus ochii pe un frate, tare mult mi-a plăcut la o predică, l-am auzit la o predică în Jăbel, a predicat, am stat cu gura căscată pentru că Duhul Domnului vorbea prin el, ce să spun. Și m-am bucurat și am zis, ăsta-i omul. Am zis, ăsta-i omul și în săptămâna aceea eram frământat că trebuia să spun. Am așteptat, am zis, duminică mă voi duce și voi sta cu el de vorbă, îi voi mărturisi, voi fi liber. Și în săptămâna aceea, vreau să vă spun, Domnul mi-a arătat un vis în care nu m-am mai dus. Se făcea că a ieșit un hipopotam mare din ocean. Eu eram pe țărmul mării cu un copilaj de mână care m-a adăpostit sub o baracă. Hipopotamul ăla se făcea, s-a ridicat din mare cu o pâine și pe deasupra încerca să-mi deie aceea pâine și m-am trezit. Hipopotamul, am înțeles că este duhul de mândrie.
Și vreau să vă spun că Domnul mi-a deslușit lucrul acesta întru totul. La care, totuși, voi continua și mă voi întoarce înapoi la hipopotam. Am pus un altul, iar un vis, care Domnul mi-a făcut de cunoscut, că nu aveam ce căuta la el și, într-un final, numai la Dorin am vrut să ajung. Numai la fratele nostru Dorin. Asta era în urmă cu ani și ani, pe când era fratele Dorin pe aici. Când l-am pus pe fratele Dorin, n-am mai avut niciun vis și m-am dus liniștit și am spus. Dar vreau să vă spun, păcatul mândriei, cum l-a făcut Domnul de cunoscut, a fost o rugăciune, l-o chema pe fratele Orb de la Hunedoara, Puiu, l-au chemat la niște frați și am zis, soției mele, mergem și noi să vedem, să ne bucurăm căci vine un om care are de la Domnul. Vreau să vă spun că acolo era și omul acesta care eu trebuia să mă mărturisesc. M-am pus pe un scaun, el în spatele meu, vorbind cu ceilalți, am auzit toată discuția lui, la care a început să vorbească cu ei într-un stil așa mândru și să înceapă să râdă, să spună ho, ho, ho. Și spunea fratele, nu dau numele, dar spunea fratele, eu spun un frate, un nume așa de om, care nu era el. Ho, 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 fratele Ion, nu are o biserică, dar are un nume, mă. Și într-adevăr, dacă vi l-a spune, toți îl știți. Iar eu m-am gândit, bă, cât de prăpădit poți să fii, ce nume poți să ai decât Fiul de Dumnezeu, ce nume poți să ai? Dacă ești cineva, Dumnezeu te-a ridicat, noi trebuie să ne smerim, că așa spune cuvântul Domnului. Amen. Și în altă parte spune cuvântul Domnului atât de clar și de limpede. Din pricina nemărturisirii păcatelor noastre, sunt alții bolnavi de o viață și cer de la Domnul să-i vindece. Și vindecarea nu apare. Mai grav, spune că nu puțin dorm. Și nu somnul acesta fizic care fiecare dintre noi avem nevoie. Dorm somnul morții. David, într-o împrejurare, spune căci a jucat înaintea poporului. Și una din nevestele lui, când a ajuns acasă, l-a certat și a spus: pentru ce te-ai defăimat în felul acesta? Iar David spunea să mă defăimez și mai rău în ochii oamenilor, dacă trebuie, dar înaintea lui Dumnezeu să fiu iubit și plăcut de Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru bunătatea Lui care ne-o arată zi de zi. Și chiar dacă astăzi ai dus o povară, ai dus o nemărturisire, vin înaintea Domnului și pune la încercare pe El, mărturisindu-ți păcatul tău. Așa cum am spus, nu există om pe fața pământului să nu păcătuiască. Dar ferice de mine care spun păcatul și dacă ar trebui să-l spun public la spune. Ne uităm în Sfânta Scriptură, David își mărturisește toate păcatele și sunt scrise, sunt cântate. Și noi ne rușine să spunem un păcat și el fiind și el împăratul Israel, n-aia a fost rușine și jenă.
Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Te face și mă face slobod. Și dacă voi bea și voi mânca din trupul și din sângele Domnului, nu voi fi condamnat. Și condamnarea asta nu ți-o va face un om, ci însăși Dumnezeu. De aceea să fim atenți cum ne apropiem. De aceea să fim atenți cum luăm. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mă voi limita la aceste cuvinte și zic să facem o rugăciune în care să ne mărturisim și noi păcatul înaintea lui Dumnezeu. Vrem să fim liberi. Vrem să fim plăcuți Domnului, că astfel Dumnezeu începe să lucreze și într-o biserică, când biserica este curată, liberă, Dumnezeu lasă daruri, lasă iubirea Lui și altfel se simte atmosfera. Când omul este curat, mărit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să intrăm în această rugăciune. Doamne,